Legislativul a respins marți cea de-a doua moțiune de cenzură împotriva guvernului Leancă inițiată de deputații Partidului Comuniștilor. Noi deja devenim experți în dezbaterea moțiunilor și am făcut-o și săptămâna trecută. După 4 ore de dezbateri, documentul a fost susținut cu doar 36 de voturi dintre cele 51 necesare. Amintim că săptămâna trecută încercarea PCRM de a demite guvernul pe motiv că ar fi implicat în acte de corupție a eșuat. În discursul său, premierul a reiterat faptul că scopul PCRM este preluarea puterii cu orice preț. Partidul Comunist s-a folosit pentru moțiunea de astăzi de durerea poporului nostru, de unul dintre subiectele cele mai sensibile pentru fiecare dintre noi. Situația din regiunea transnistreană. Dacă pentru comuniști Transnistria este doar un subiect de polemici politice, pretext pentru a încerca să-și vadă visul împlinit, acela de a provoca o nouă criză politică, pentru cabinetul pe care îl conduc și pentru majoritatea parlamentară din Forul Suprem al Republicii Moldova, aceasta rămâne un subiect de maximă responsabilitate, pe care îl tratăm cu prudența necesară ca să nu generăm noi tensiuni, ci să putem menține un dialog cu liderii de la Tiraspol. Și liderii fracțiunilor din coaliția de guvernare au calificat moțiunea de cenzură drept una politică menită să blocheze activitatea guvernului și a legislativului.